Salutare tuturor, bine v-am găsit un nou clip. Aici sunt eu, Bianca, la prima mea serie de jocuri. Deci, serie de Minecraft și serie de jocuri sunt diferite amândouă. Deci, da. Vreau să vă aduc o informație. Eu am fost la mare, n-am mai postat de foarte mult timp și am cerut minim de scuze. Din același motiv că eram unde scris sau un pic de sunete. Așa. Dar am decis să devin mai inactivă. Postez un episod pe săptămână. Dar de ce voi ați devenit inactiv? N-ați dat like-uri, n-ați dat comenturi, vină în schimb de ați făcut și nu v-ați mai abonat. Deci, nu e rușine să faceți oricare dintre astea și un share, puteți mai dați. Deci, da, din cauza voastră am devenit eu mai inactivă. De ce să fac multe videouri? Dacă voi nu vă abonați, nu dați like, nu dați comentarii. Și nu este mai pe mare joc de la compania asta Tivo, ăla este super tare. Specializează foarte mult în jocuri de animale. Cu animale, Cat Hotel, hotel de pisici, hotel de câini. Apropo, noi o să jucăm peste de câini. Hotel de câini, hotel de pisici, de cai, show jumping pentru cai. Și multe alte jocuri care cred că vă vor satisfa și imediat. Bineînțeles, avem shop cu bani adevărat. Aici aveți rase, îți dă doar 4 gratis, adică nu de aici, bineînțeles, o să vă zic eu. Deci, Yorkshire Terrier, îți dă gratis, Labrador, Bulldog francez, Poodle, cam altul îți dă gratis, deci să începem de acolo. Din câte vedeți, aici, în acest lobby, deci aveți fie la fiecare animal. Da, puteți să upgradați, cum am făcut eu aici. Să punem și o rapă. Da, din câte vedeți, am upgradat și ăsta, am schimbat mobilierul. Este un joc foarte tare, vă recomand să-l instalați. Dacă sunteți fan câini, nu sunteți, da. Dacă sunteți fan PC și nu vă plac câini, nu e nicio problemă, nu vă oblig să îl instalați. Da, scuze, a fost o reclamă, aia nenorocită foarte rău. Mă enervează nenorocită de reclame, îmi vine să le calc în picioare. Dacă ar fi ceva fizic. În fine, să revenim la jocul nostru. Bineînțeles, o să vă bag de reclame. Nu o să fie. Bineînțeles, o să plătiți și bani ca să nu vă mai bage, dar se merită. Spălăr vă zice. Și vreau să vă zic ceva când terminăm cu spălarea artistică. Ce minunat! Ei, tot de la compania Tivola era, Horse Hotel. Așa, aveți aici o baterie galbenă. Și această baterie reprezintă câte energie mai are animalul. Dacă nu mai are nicio lungută de asta, înseamnă că animalul este... epuizat și nu mai poate face nimeni niciun exercițiu sau ceva. Și voi terminați misiunea numai când animalul este complet satisfăcut, adică nu aveți un număr de zile ca la Cat Hotel. Da, și sunteți foarte ocupați pe măsură ce avansați, dar designurile sunt foarte smecher. Cum v-am spus, fac diferite hoteluri, Doar unde aveți bifă trebuie să faceți. Să sunteți să vă arăt din ce întâmplă aici în casa toate. În câte vedeți, nu avem niciun problem, să mergem la Rascal. Ok,
Așa să vă... Am văzut recenzii, că nu știu să fac simbolul de libere să vezi. O să vă arăt cum să le fac. Asta e cel mai ușor pentru mine. Asta vedeți? Vedeți? Să văd cum să fac simbolurile de dresaj. Este foarte simplu pentru mine. Nu s-a primat acest lucru, nici eu nu puteam să le fac. Dar tot ce v-am mi l-am instalat din nou și a fost super tare. Ce lată, nu vorbesc. Da, mai ecranele. Nu mai ne aveam foarte la tine, dar el e o scrie. Da, puteți să aruncați un ochi și pe la recenzii dacă nu sunteți siguri. Da. Am cu ideea să încercăm un nou loc eu. Eu cel puțin am venit cu ideea să încercăm asta, nu? Dacă vreți să spuneți, dacă mai vreți să facem jocuri de la, să joc eu jocuri de la compania Tivola, iar așa, să-mi spuneți mie dacă mai vreți. Și ce joc, descrie pe Google Play, Tivola, și o să vă apară toate jocurile, încercați-le voi mai întâi. Și show jumping, dar vreau să nu l-am încercat. Să spuneți voi cum vi se par, că merg și pe recenziile voastre. Da? Și bineînțeles, o să vă arăt cum o cheamă pe Minecraft, ca să mă ajută Ghost la prieteni, să jucăm împreună Minecraft la sfârșitul acestui video. Pentru cei care vor să joace Minecraft cu mine și care sunt pasionați, o să vă arăt. Deci loc hospital animal, tot de la Tivola este. Deci cu ăsta am rezolvat-o. Hai că mai avem bine. Pe asta trebuie să spălăm. Nu sunt interesant, să spălăm, am zis. Așa. Sunt foarte multe activități pentru câine aici. Învață să aveți grijă de ei. Da. Ok, e important să rețină. Dacă instalați acest joc, nu vă va da fișe supliment, dar cel puțin mie nu-mi dă. Și da. Ei, nu din nou. Așa, gata. Cred că am băgat mai mult de două reclame. Ia mai nevoie. Deci mai zic să spălăm la acest puder minunat. Da, hai să vă arăt cum să-i spălați. Mă rog, până ce ordine să faceți chestiile astea. Și da, foarte simplu, nu se antrenați, nu mai învață. Uite, asta e practica mea. Bineînțeles că aveam și show jumping. Asta e practica mea, să scap de reclamă. Uite, e și noapte și vă dă bani și puteți ca să treceți la nivel ăștia upgradat. Level up 7. Din câte vedeți, level up. Level up 7. Puteți accepta misiunea lui Sparky sau altor câini. Așa, în primul rând trebuie să curățați. Din nou, ăsta e Roxy, mă merg cum n-a luat-o. Da, am făcut. Deci, poate cum o să fie ceva de genul. Iar episod de aproape 10 minute. Deci da, n-am ce să fac mai mult. Îmi pare foarte rău, dar n-am ce să fac mai mult. Îmi pare foarte rău, dar nu am ce să fac mai mult. N-am ce să fac mai mult.
am upgradat și da. Deci, cum ați fost cu videoul de astăzi, sper că v-a plăcut. Să mă fie rușine să dați, să vă abonați, like, subscribe și să dați share. Pa, ne vedem data viitoare. Ah, stați! Credeți că am uitat? Să vă arăt cum mă numesc pe Minecraft. Deci, intrăm frumos și pe Minecraft. Uitați cum intrăm, stați să se încarce. Deci, uite așa mă numesc. T-R, cu T mare, bineînțeles. T-R, și este o literă numești. Deci, T mare, R, Y, I, N, G, M, O, L, D, 4, 2, 1, 5, 6. Deci, nu o să te vă pup foaia dacă nu... Dacă uitați, ok? Pa! Ok, am glumit încă o dată. Așa e skin-ul meu și să nu uitați cum mă cheamă. Așa. Deci, pa!